Acest program vă este oferit de Aqua Carpatica. Cum aș putea să am burnout dacă nu muncesc până la epuizare? Burnout-ul nu este despre workload. Mă întreabă foarte des lumea de pe LinkedIn. Nu neapărat. Cea mai grea perioadă din carieră nu am avut-o pentru că a trebuit să muncesc prea mult. Am avut-o pentru că a trebuit să mă mint prea mult. Teoretic eram într-o organizație ale căror valori oglindeau cele mai profunde credințe de ale mele. Munceam să rezolv probleme care chiar mă preocupau. În teorie. Pentru că valorile erau exprimate, dar nu și trăite. Iar eu, ca să pot să trăiesc cu mine, mă prefăceam că nu văd asta și îmi spuneam că sunt prea exigent. Până nu am mai putut. Iar asta nu mi-a afectat doar încrederea în organizația respectivă, ci și în mine și în lumea din jur. Nu doar munca ne epuizează, ci și tensiunea între valorile noastre și cele ale organizațiilor din care facem parte. Și minciunile cu care credem că am învățat să trăim. Vreți să vă protejați pe termen lung? Asigurați-vă că alegeți organizații ale căror promisiuni se află cât mai aproape de valorile voastre. Apoi mai faceți un efort și cercetați dacă aceste promisiuni sunt și trăite. Acest program v-a fost oferit de Aqua Carpatica.